Expertul de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu, spune că prin noile candidaturi la funcția de ministru, Partidul Democrat vrea să-și spele imaginea înainte de alegerile parlamentare. Dar asistăm că guvernele întotdeauna îndeplinesc ceea ce se aprobă la partid și nu activează așa cum ar trebui să fie un guvern tehnocrat. A devenit o tradiție, înainte de alegeri, să faci careva remaniere în guvern. Fie să schimbă careva miniștri pentru a crea o imagine că iată am pus oameni noi și oamenii ăștia vor face și voi îmbunătăți situația, dar în realitate nu este așa. Expertul spune că Silvia Radu ar putea să facă lobby pentru sistemul de sănătate, însă consideră că acest fapt nu va aduce rezultatele dorite. Ea, spunem așa, în ghilimele, poate să rupă mai mulți bani pentru sănătate. Nu cred că are, spunem, că îi va reuși, pentru că deja cred că banii sunt împărțiți și sunt împărțiți pentru domenii, alte domenii decât sănătate. Între timp, experta în sănătate, Ala Nimerenko, a criticat pe Facebook activitatea Ministerului Sănătății de până acum, menționând și câteva posibile eșecuri ale viitorului ministru, propus de PDM. Doamna Cebotar Svetlana și-a asigurat locul în istorie pentru distrugerea asistenței medicale primare, mai ales la sate și încurcarea ițelor în sănătatea publică într-un hal fără de hal. Vedem ce face noul ministru cu reforma spitalicească. Aici va fi și mai grav, a scris experta. Totodată, Nimerenko a venit și cu un apel către Pavel Filip ca acesta să nu mai facă experimente pe sistemul de sănătate. Vă rog, nu vă mai bateți joc atât de sistemul sănătății și nu faceți pe el experimente incompetente, că asta nu e construcție de drumuri și nici producere de roți de avioane și nici chiar primărie. Aici se moare și se duc doctorii pe un capăt și pacienții tot se duc, doar că în diferite direcții. În același timp, fostul șef al Direcției Sănătate din Chișinău, Mihai Moldovanu, care a fost demis din funcție de către Silvia Radu, dar restabilit de instanța de judecată, o acuză de incompetență. Iar nu cunoaște nici sistemul sanitar, dar nici cel social. Nu are competență, abilități, iar în consecință va avea de pierdut sistemul medical, lucrătorii medicali, dar și cel social. Pe de altă parte, alt șef de spitale nu văd o problemă în lipsa studiilor medicale a candidatei la funcția de ministru. În fruntea unei instituții medicale poți fi și un specialist care nu e medic, având adjunct secretari care îi cunosc medicina bine. Un manager bun, el conduce și fără studii medicale. Iar democrata Valentina Buliga, care este și președinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială și Sănătate, a spus că această funcție va fi o provocare pentru Silvia Radu. Sper că este de fapt o încercare, o provocare când o persoană care nu are studii medicale să asigure un management bun într-un minister. Silvia Radu nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Ieri aceasta a declarat pe o rețea de socializare că propunerea PDM a fost o surpriză, iar experiența pe care o are o va folosi la reformarea celor două domenii, sănătate și asistență socială. Anterior, ea a condus grupul Red Union Fenosa și a activat câteva luni în funcție de primar general interimar. Nu a răspuns la telefon nici ministrul demis Svetlana Cebotari.